Aș vrea să vă invit să vă ridicați, să citim cuvântul Domnului. Vom citi câteva versete din Genesa, capitolul 5, începând cu versetul 21. Deci Genesa, capitolul 5, versetul 21. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. Amin. Să ocupăm locurile. Vreau să mulțumesc corului pentru melodia atât de frumoasă, pentru versurile lui Ioanid, pe care le-a citit Rodica, pentru cântarea pe care a cântat-o Doru. Toate vorbesc despre acest subiect de o importanță extraordinară, umblarea cu Dumnezeu. Tot ce rămâne într-o zi din toată viața noastră nu este altceva decât umblarea noastră cu Dumnezeu. Din tot ce am făcut, din toate realizările noastre, va veni o zi când vom trage concluzia că cel mai important lucru care a fost în viața noastră au fost zilele în care noi le-am umblat cu Dumnezeu. Spune Cartea Sfântă că Avram s-a întâlnit cu Abimelec, un păgân, și puteți să citiți în Genesa, capitolul 21, versetul 22, că acest păgân s-a uitat la Avram și a zis: Dumnezeu este cu tine în tot ce faci. Practic, Abimelec îi spunea: tu ești un om care umblă cu Dumnezeu. Dumnezeu este cu tine. Oriunde te duci tu, tot ce faci tu, este sub ochii lui Dumnezeu.
toți ceilalți oameni obișnuiți din jurul tău. Mulți dintre noi ne imaginăm că Enoha ăsta, cine știe pe ce cărări, așa numai de el și Dumnezeu știute, umblau prin pustie, pe munți, pe coclauri, prin păduri, prin terenuri neumblate de picior de om, numai el și Dumnezeu umblau așa ei singuri. Nu. Umblau în viața de fiecare zi. Așa o viață obișnuită, de multe ori incoloră, inodoră, ca și viața mea, nu? Ca și viața ta. O casă cu copii, cu biluri, cu necazuri, cu mașini care rămân fără benzină. Apropo de asta, v-ați rugat vreodată să nu se termine benzina din mașină? Aia a fost cea mai grozavă rugăciune a noastră în primul an din America. Ne-am rugat undeva pe fundul canionului Colorado, ne-am ales un drum, ok? Eram în America de 2 luni de zile, am luat o hartă, am ajuns seara la Grand Canyon și am hotărât pe unde ne ducem. Am ales un drum și ne-am luat pe drumul ăla. Nu știam codurile drumurilor, cum îi, cum arată. Ne-am trezit noaptea târziu, un întuneric din ăla îngrozitor, nicio lumină la orizont și ne uitam la acul care coboară. Și ne-am rugat toți în mașină, Domnului să nu se termine benzina. Și Domnul a fost milos cu noi și ne-am ajuns până într-o stație de benzină. Era deja ora 1 noaptea, obosiți peste măsură și de rugăciune și de spaimă. Și am plătit $10 să ne lasă să dormim în mașină, în stația de benzină. Și am dormit în mașină și noaptea veneau indieni, care erau rezervații de indieni, pe urmă am aflat dimineața unde suntem. Că dacă am fi văzut ziua, cred că eram mai îngroziți. Veneau să uitau pe geam la noi în mașină să vadă ce se întâmplă. Dar a fost o zi în care ne-am rugat Domnului să nu se termine benzină. Poți să umbli cu Dumnezeu și când se termină benzina? Poți. Dumnezeu este întotdeauna cu noi. Dar la 65 de ani s-a petrecut ceva uimitor în viața lui Enoch. S-a născut un copil. S-a născut un copil și Dumnezeu l-a instruit pe Enoch să-l boteze foarte ciudat. Metusala. Metusala. Știți că Metusala înseamnă când el pleacă, el vine. Când Metusala moare, vine potopul. Cred că Dumnezeu a explicat foarte clar lui Enoch, copilul ăsta este un semn. Copilul ăsta este un semn al veacului, al sfârșitului acestei lumi. Când ăsta o să moară, o să vină potopul. Nu e de mirare că Enoch, când a auzit vestea asta, a hotărât că din clipa aceea el va umbla cu Dumnezeu. Așa s-a numit Metusala. Când el pleacă, va veni potopul. Metusala a devenit un semn al vremii sale și Enoch primește revelația aceasta a potopului, a sfârșitului lumii. El știe că lumea care trăiește el are zilele numărate. Zilele lumii erau numărate cu zilele copilului său. Și-a hotărât să umble cu Dumnezeu pentru restul vieții sale. 300 de ani a umblat cu Dumnezeu. N-ați vrea să umblăm și noi cu Dumnezeu în lumea asta care zace în cel rău? Lumea noastră este condamnată. Lumea noastră va pieri. Spune Sfânta Scriptură, și corpurile cerești se vor topi de marea căldură la venirea Domnului. Pământul cu tot ce este el va arde. Este hotărât din partea lui Dumnezeu că așa se va întâmpla. Știm semnele acestea. Acul rezervorului e pe empty. Apropo de asta, copiii mei au venit cu o idee, erau mici și tot timpul ne luptam cu acul ăsta a benzinei, călătoream mult spre biserică, aveam 35 de mile până la biserică
Și uneori dura câte 2 ore, mai ales iarna, nimeream într-un trafic din acela îngrozitor și bacul benzinei devenise extrem de important pentru familie. Și băieții mei pe vremea aceea încă nu apucase electronica la performanțele de astăzi, aveau o idee. Să vorbească mașina cu tine și să spună, hei, ai grijă că se termină benzina. Nu faci nimic, peste vreo 10-15 minute, strigă mai tare, hei, watch out, bagă-ți mințile în cap, o să împingi de mașină. Și în final o să rostească niște cuvinte din alea mai tare, băi, tântăleule. Zice, poate că dacă ar fi sistemul ăsta, n-ar rămâne oamenii fără benzină pe drum. Nu v-ați gândit de multe ori că ar trebui Dumnezeu să aibă un asemenea semnal pentru noi, nu? Bă, pregătește-te că zilele sunt scurte. Puneți viața în rânduială și familia în rânduială, că n-ai mulți ani de trăit. Ar fi grozav, nu-i așa? Să avem un asemenea semnalizator undeva. Dar așa cum spunea și Marius, venirea Domnului va fi pe neobservate și prin surpriză, va fi uluiala lor, spune Sfânta Scriptură, vom rămâne cu gura căscată ca la dentist, vom fi surprinși că Domnul Iisus Hristos va veni așa de repede. Un alt lucru care vreau să-l menționez, în al doilea rând, umblarea cu Dumnezeu nu este plictisitoare, așa cum mai ales generația de astăzi, pentru care cuvântul boring face parte din primele cuvinte importante ale vocabularului lor. Nu? Nu este boring să umbli cu Dumnezeu deloc. 3 secole la rând a umblat acest om cu Dumnezeu, Enoch. 3 secole. 300 de ani. 3 vieți și ceva de om obișnuit să umbli cu Dumnezeu și să nu te plictisești. Pentru că în timp ce umblă cu Dumnezeu, Enoch are parte de revelații deosebite. Umblând cu Dumnezeu, afli tainele lui, afli tainele lui Dumnezeu. Când un om se apucă să-L caute pe Domnul și petrece cu El ore în rugăciune, ore în studierea Sfintelor Scripturii, omul acesta gustă cât de bun este Domnul și umblarea cu Dumnezeu devine cea mai mare plăcere a vieții sale. Viața de umblare cu Dumnezeu este o mare aventură. Aici aș vrea să-i provoc pe cei tineri să se gândească bine la lucrul acesta. Vrei să ai o viață care is not boring? Umblă cu Dumnezeu și vei vedea că viața ta devine o aventură foarte palpitantă. Le-am povestit la copiii mei de atâtea ori și acum, după scriind cartea aceasta despre construirea bisericii din Oradea, care este de fapt o istorie a vieții noastre de la întoarcerea la Domnul până am venit în America, mi-am adus aminte de o serie de lucruri din aceste mari aventuri pe care le-am avut cu Dumnezeu. Când le-am povestit la băieții mei, zic, wow, what a life, zicea, what an adventure. Erau mici. Nouă nu ni se părea o aventură atunci, dar privind în urmă acum, Doamne, ce aventură a fost! Am să vă povestesc una dintre ele, pentru că vreau să vă conving că umbla cu Dumnezeu is not boring deloc. M-a sunat mămica, cum îi spuneam, soacrei la birou și mi-a spus, vine să vezi ce-i cu copilul ăsta. Asta era codul. Pentru că pe vremea aceea eram urmăriți, ascultați, eram sigur că telefonul nostru de acasă este interceptat. Și asta era limbajul, vino că a venit ceva american sau a venit ceva străin la noi. Când mămica zicea, vino că să vezi ce e cu copilul, știam despre ce este vorba. Am venit acasă, erau 2 olandezi. Mi-au spus că au peste 1000 de testamente care trebuie să mi le lase. Am hotărât împreună că o să o facem spre seară, la ieșirea din oraș, o să vină după mașina mea, aveam o Dacia 1300 roșie, și o să vină după mașina mea și unde opresc ei, iau sacii, îmi încarcă mașina și pleacă mai departe. Și am început să hotărăsc unde e drumul pe care am să-i duc pe oamenii aceștia. Știam că la orice ieșire din oraș erau posturi de control. Nu puteam risca.
să ies afară pe la postul de control, cu străinii după mine. Și pe urmă să intru în oraș cu Bibliile, nu? Am hotărât să ies din oraș pe la vii, pe la viile din Oradea. Un drum neumblat. Când am ieșit pe la spitalul județean, pe Gheorghe Doja, sus spre dealuri, doi milițieni stăteau și controlau toate mașinile care intrau în oraș, pentru că oamenii mergeau la furat. În averea noastră, nu? Mergeau să-și culeagă piersăcile lor, nu? Din averea gostatului, că noi eram proprietarii, nu? A tuturor lucrurilor. Și milițienii îi prindeau pe aia care furau propriile lor piersici. Ciudat. Și controla fiecare mașină care intra în oraș. Acum eram decis, o să iau testamentele și nu o să mai vin pe aici să mă controleze, nu, milițienii care deschideau toate portbagajele. La o curbă undeva, unde era umbră, am oprit, era spre seară. În câteva secunde portbagajul meu a fost plin, bancetele din spate și din față. 1000 de Noi Testamente. Mașina de-abia mai stătea pe arcuri. I-am îndemnat să vină înapoi și dacă milițenii zic ceva, ei se spun un singur cuvânt, borș. Borș însemna granița, ieșirea din țară. Făceau pe rătăciții. Nu știu ce s-a întâmplat cu ei. Probabil au scăpat, n-au avut treabă, dar eu am decis să ies, să vin acasă pe un alt drum, pe care n-am mai umblat niciodată. Tot m-am dus, am intrat într-o pădure. S-a făcut o intersecție și am hotărât să iau la dreapta, că eu sunt pocăit, nu? Oile iau la dreapta, caprele la stânga. Versetele biblice au câteodată efecte neobișnuite. Am luat-o la dreapta. M-am dus și dintr-o dată drumul a început să urce, un drum de pădure, noroios. Și când eram la mijlocul pantei, două faruri mari au apărut după deal. Ce mă fac? Nu știam ce-i. Credeam că vreun autobuz, cine știe. M-am oprit și mi-am dat seama că n-am altă soluție decât să dau cu spatele, să ies înapoi la intersecție și să mă duc pe unde merg caprele, mă duc la sâng. Am văzut că dreapta nu-i bună. De emoție și de nepricepere, am dat cu spatele direct în șanț. Am rămas blocat în noroiul șanțului. Nu aveam nimic de ales decât aștept să vină farurile la mare până lângă mine. Au venit, s-au oprit. Și într-adevăr era un autobuz. S-au dat oamenii jos de un autobuz și culmea, toți erau de la întreprinderea mea. A fost o chermeză, ziua constructorilor în pădure, și s-au dus să adune ce a mai fost și băieții au băut și au stat până s-a noptat. Să trăiești, șefule, ce faci pe aici? Era, ce să le explic eu la ăștia, ce caută în pădure la ora aia în șanț, nu? I-am zis, băieți, scoateți-mă de aici. S-au dus să ridice mașina, portbagajul mașinii și n-au putut. Bibliile sunt grele. Niciunul n-a deschis să întrebe, ce ai aici, domnule, așa de greu? Că erau amețiți și nu funcționa. S-au dus și au luat motorul din față și mi-au întors mașina cu motor cu tot. M-au împins, salut, șef, mulțumesc, băieți, drum bun. Nici o întrebare, absolut, ce caut eu la ora aia cu mașina, noroi? Nimic, absolut deloc. Când m-am văzut ieșit din noroi, din situația aceea, am mulțumit lui Dumnezeu și am spus, Doamne Dumnezeu, nu mă mai tem de toată poliția, toată miliția din oraș acum. Am văzut că ești cu mine. Am plecat hotărât înapoi pe drumul cunoscut să mă oprească poliția. Acum nu mai erau, au plecat polițiștii acasă, milițienii acasă, pentru că Dumnezeu m-a ținut în șanț până au plecat ei acasă. Am venit acasă cum nu vă puteți imagina. Mă salvase Dumnezeu. Aș putea să, până dimineața, să vă povestesc aventuri de genul ăsta, pentru că viața noastră cu Dumnezeu is not boring, nu e plictisitoare. Gândiți-vă la David, era un nenorocit de copil care probabil de la oi nu s-ar fi ridicat niciodată de la coada oilor. Poate că ar fi ajuns cioban, șef, cine știe, de țeat.
Și într-o zi îl cheamă Dumnezeu lungi și devine regele lui Israel. Spunea fratele Osipson, cu care am lucrat vreo 10 ani, intram în biroul lui și avea o vorbă: mă, Petrică, mă, de unde ne-a scos Dumnezeu pe noi, mă? De unde, frate Iosif? Mă, de la vaci, mă. Eu păzeam vacile lui tata, mă, pe câmp, domnule. Aveam niște opinci de gumă și să-mi prindeau gurgoele în toți rugii de pe câmp, zicea el. Mă, de la vaci le-a luat, mă, Dumnezeu, mă, Petrică, uite, mă, suntem în America, mă. Gândește-te bine. Ce-a făcut Dumnezeu cu tine până acum? De unde te-a luat? Is this boring? Oh, not at all. Gândește-te la colegii tăi de școală, de liceu, prietenii tăi din România, de altă dată. Unde sunt ăștia, domnule? Unii sunt morți deja. I-a omorât beția și bolile și noroaiele șantierelor. Deci din America. Este viața cu Dumnezeu, umblarea cu Dumnezeu, plictiseală? No. Pentru că nimic nu poate egala umblarea cu Dumnezeu. Nimic nu poate egala. Al treilea lucru care vreau să-l menționez este că este o răsplată a umblării tale cu Dumnezeu. Este o răsplată. Enoch devine profetul lui Dumnezeu pentru vremea potopului. Îl citează și Domnul Iisus Hristos și epistola lui Iuda, versetul 14, vorbește despre el. Îl citează. Iată vine Domnul cu zecele lui de mii. Pentru că Enoch vedea deja eschatologic, vedea sfârșitul lumii, vedea prin revelațiile primite de la Dumnezeu sfârșitul veacurilor prin potop. Metusala, fiul său, devine semnul profetic al vremii sale. Apoi se naște Noe, care este propovăduitorul evenimentelor sfârșitului, omul care are mesajul salvării, omul care construiește corabia salvării. Vreau însă să vă spun că costul acestei umblări cu Dumnezeu într-o lume rea este mare. Așa cum de Noe au râs contemporanii lui, cred că și de bunicul lui Noe au râs la fel, de Enoch. Oamenii umblau cu altceva în vremea aceea. Umblau cu idolilor, umblau cu poftele lor, cu plăcerile lor, dar Enoch umbla cu Domnul. O să arăți weird la școală, o să râde toți, o să facă bancuri pe seama ta. Când eram în România comunistă, eram ridicați în picioare și ridiculizați în public, că suntem pocăiți. Aveam un inginer pe șantier, care era șeful meu, de șeful șantierului. Ăsta nu spunea niciodată pe nume, îmi spunea: mă pocăilă. Și nu este deloc ușor să fii inginer, să conduci sute de oameni pe șantier și să vine cineva să te umilească în halul ăsta în fața tuturora. Nu era ușor deloc. I-am cerut lemne într-o iarnă să fac foc. Și mi-au zis: bă, orice prost face foc cu lemne. Și m-a trimis la plimbare. E teribilă chestia asta. Și să se repete asta în fiecare zi, în fiecare zi. Pentru că umblarea ta cu Dumnezeu stârnește asemenea reacții. Este un cost de plătit. Dar este și o răsplată extraordinară. Pentru că cine călătorește, cine umblă cu Dumnezeu, omul acela se va duce împreună cu Dumnezeu și în ceruri. Va umbla și în cer cu Dumnezeu, nu numai aici. Și ultimul lucru care mai vreau să-l menționez în seara aceasta, de ce nu se plictisesc unii oameni umblând cu Dumnezeu? De ce se plictisesc unii oameni totuși care zic că umblă cu Dumnezeu în zilele noastre? De ce sunt creștini plictisiți? De ce sunt unii așa de obosiți să fie pocăiți?
Cei care se plictisesc să umble cu Dumnezeu sunt ca și ucenicii aceia care pe drumul Emausului au o religie foarte obositoare. Oameni care nu știu că Iisus este împreună cu ei. Ce s-a întâmplat cu cei doi care mergeau pe drumul Emausului? Discutau între ei despre ceea ce s-a întâmplat și dintr-o dată un al treilea călătorește cu ei și intră în discuții. Și n-au știut că Iisus umblă cu ei pe același drum. Când nu știm că Domnul este cu noi, religia noastră devine obositoare. Religia devine ceva de domeniul trecutului și nu face parte din viața noastră prezentă, conștienți că Domnul este împreună cu noi. Experiențele altora nu ne mai inspiră. Ne pot povesti oricine că a avut întâlniri cu Dumnezeu. Când noi nu știm că Domnul este cu noi pe drum, religia noastră devine foarte obositoare. Vreau să închei cu trei concluzii, trei lucruri care vreau să le menționez în final. Numărul 1. Umblarea cu Dumnezeu este cea mai mare aventură a vieții tale. Ascultă-mă bine. Este mai mare aventură să umbli cu Dumnezeu decât tot ce se poate întâmpla în viața ta. Uită-te la oameni care au ajuns extrem de bogați și în final au renunțat tot și s-au dus să umble cu Dumnezeu. Uită-te la artiști și la actori mari care au atins faimă. Recent am văzut, apar tot mai mulți actori și stele de Hollywood care se întorc la Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu. Își dau seama că toate aventurile care le-au avut până acum nu se ridică la marea aventură de a umbla cu Creatorul acestui univers. Nimic nu poate fi mai important decât umblarea cu Dumnezeu. Va deveni cea mai mare aventură a vieții tale. Te va lua Dumnezeu nu știu de unde, poate de la bătut cuie de drywall, de la îngrijit bătrâni sau de la, cine știe, de pe băncile unei școli. Și te va trimite Dumnezeu misionar, trimisul lui undeva la o nație a pământului, să schimbi poporul acela pentru totdeauna, să-l câștigi pentru Domnul. Poți să începi cu Dumnezeu cea mai mare aventură a vieții tale în ziua în care hotărăști să umbli cu El. Apoi, oamenii care umblă cu Dumnezeu devin mesagerii lui Dumnezeu. Oamenii care umblă cu Dumnezeu devin mesagerii lui Dumnezeu. Vrei să porți cea mai bună veste pe care să o duci unei lumi necăjite, unei lumi disperate? Dumnezeu o are și ți-o poate încredința ție. Să duci vestea bună a Evangheliei la oamenii disperați. Și ultimul lucru, cine umblă cu Dumnezeu va pleca cu Dumnezeu. Lucrurile sunt extrem de simple. Când Domnul Iisus Hristos va veni, răpirea despre care noi vorbim așa de mult, va pleca cu Domnul cine a umblat cu Domnul. Este foarte simplu. N-ai umblat cu Domnul în viața asta, nu o să pleci împreună cu El în călătoria aceea veșnică. Și vreau să închei cu un verset pe care îl găsim în profetul Mica, capitolul 6, versetul 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Să umbli smerit cu Dumnezeul tău. M-aș bucura ca în seara aceasta, toți care suntem aici, să luăm această decizie, să începem să umblăm cu Dumnezeu de azi. Dacă am umblat singur, dacă am umblat de capul nostru, dacă am umblat cu altcineva cu care nu trebuia să umblăm, în seara aceasta să luăm o decizie, Doamne, vreau să umblu cu Tine începând de astăzi. Și începem să-L căutăm pe Domnul, citind cartea Lui, rugându-ne în fiecare zi, pentru că așa ca Enoch, putem să umblăm cu Dumnezeu în timp ce mergem la alt servici, în timp ce muncim, îngrijim copii, în timp ce trăim viața noastră obișnuită. Umblarea cu Dumnezeu nu este o izolare, cine știe în ce peisaje exotice undeva, departe de lume. Ci se poate umbla cu Dumnezeu în aglomerația orașelor noastre, în
oboseala zilei, într-o casă plină de copii, la bucătărie, gătind pentru ei sau spălând hainele, să poate umbla cu Dumnezeu în timp ce îți iei mașina în fiecare dimineață și să te duci undeva la lucru. Se poate umbla cu Dumnezeu. Și o asemenea viață se transformă în cea mai extraordinară aventură. Dintr-o dată viața nu mai este plictisitoare, nu mai este boring. Încep să aștept să te trezești dimineața să te duci la servici, pentru că până la servici vorbești cu Domnul pe mașină. Apoi orice pauză undeva este o pauză să mai stai de vorbă cu El, să mai auzi ceva de la El. Eram studenți și era foarte greu să te rogi în camerele în care eram cu ceilalți, pentru că, de exemplu, m-au pus într-o cameră cu alți 5, care niciunul nu era credincios, toți fumau să mă chinuie. Foarte curând n-au mai fumat în camera, n-au mai fumat, nu le-am interzis, dar ei, din respect de mine, nu m-au mai chinuit cu țigările lor. Și dacă mai scăpau câte o înjurătură, își erau iertare. Dar era greu să te rogi. Și atunci am descoperit că te poți ruga în scris. Stăteau la masă și scrieam Domnului câte o scrisoare. Știți că dorința mea și chemarea aceasta să scriu mi-a venit de la faptul că am început să scriu lui Dumnezeu prima dată? Am început să scriu scrisori Domnului. Viața ta se poate transforma radical. It's not boring anymore. Caută-L pe Domnul și umblă cu El, smerit cu Dumnezeul tău, cum ne îndemna cuvântul lui Dumnezeu în Mica. Vă invit să ne ridicăm în picioare acum și aș vrea să facem o rugăciune fiecare în mod personal și să spunem: Doamne, aș vrea să-mi dai înțelepciunea și putere să umblu cu Tine începând de astăzi. Aveam de-a face cu un Dumnezeu plin de milă și de îndurare. Spune Sfânta Scriptură că Metusala a trăit mai mult decât orice om care a fost vreodată pe fața Pământului. 969 de ani, aproape 1000 de ani. Știți de ce a trăit așa de mult? Pentru că Dumnezeu a dat har și milă lumii să se pocăiască înainte să vină potopul. Știți de ce întârzie Domnul cu venirea Lui și unora li se pare că prea mult întârzie? Este că avem un Dumnezeu plin de milă și de har. Și fiecare zi este o zi în care ni se oferă șansa să umblăm cu El. Să ne rugăm ca Domnul să ne dea înțelepciune și putere să o facem. Amin.